Георги Лелка, държавен секретар на Министерството на външните работи и европейската интеграция. Уважаеми господин Александър Холостенко, държавен секретар на Министерството на здравеопазването, труда и социалната защита. Стимате домнале Георги Лелка, секретар на стата Министерство на фачери екстерни, стимате домнале Александru Holostenco, secretar de stat în Ministerul Municii și Politicii Sociale. Уважаеми приятели, България в борбата с коронавирус също, но ние не можем да оставим нашите приятели сами. În dificultăților cu pandemia coronavirusul din България, nu putem lăsa prietenii și partenerii noștri în pace. България se angajează pe deplin se sprinde Moldova pe parcurs și amonarea în guvernul, în numele Guvernului Republicii Bulgaria de a transfera Ministerul Sănătății, Municii și Protecției Sociale din Republica Moldova ajutor umanitar sub formă a 500 de seturi care conțin materiale medicale de protecție, îmbrăcăminte și protecție specializate, căști și ochelare pentru medici de pe primele linii ale bătăliei împotriva noului coronavirus. Тази помощ е и част от подкрепата на България Team Europa, която е за нашите партньори от източно партньорство. Această асистенция face parte din contribuția България la inițiativa pan-europeană Team Europe în sprijinul partenerilor noștri ai partenerilor estic în luptă împotriva pandemiei coronavirusului și a consistenței acestui. Ние съзнаваме, че борбата с коронавируса не може да бъде правена само по отделните страни. Заедно можем повече. Ne dăm seama că siguranța modalitate de a face față cu succes constituțiunilor unii pandemii este prin unirea și demonstrarea solidarității prin acțiune. Аз ползвам тази възможност, за да ви пожелая и на вас, уважаеми държавни секретари, и на молдовския народ здраве и просперитет. Профит de această ocazie, vă doresc, dragii, domnule și oamenilor din Republica Moldova, sănătate și prosperitate. Împreună suntem puternici. Връчвам помощта от името на българското правителство. С най-голямо удоволствие. Mulțumim, domnul ambasador. Cu plăcere voi transmite această scrisoare și acest mesaj de prietenie ministrului afacerilor externe, domnul Sulea. Domnul ambasador, permiteți-mi în primul rând, înainte de toate, să mulțumesc din numele Guvernului Republicii Moldova și a Ministerului de Externe pentru acest ajutor valoros umanitar acordat de țara prietenă Bulgaria. Apreciem înalt acest gest de solidaritate din partea partenerilor bulgari care este realizat într-o perioadă grea pentru toate țările lumii, inclusiv pentru Republica Moldova. Deși Republica Bulgaria gestionează aceleași provocări ca și multe alte țări, inclusiv Republica Moldova, totuși a găsit din cuvință și posibilitatea să acorde acest ajutor important și pentru țara noastră, inclusiv prin 500 de seturi de echipamente pentru instituțiile medico-sanitare din Moldova. Sunt convins că acest ajutor, alături de ajutorul altor state, inclusiv europene, va ajuta țării noastre să depășească această pandemie. Este cunoscut caracterul relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Bulgaria, care sunt de prietenie și sunt clădite în timp. Cu acest prilej aș vrea să exprim satisfacția pentru cooperarea excelentă dintre țările noastre în toate domeniile.
care, fapt care a fost demonstrat pe parcursul ultimilor ani și acest gest de solidaritate și de ajutor este încă o dovadă a acestui fapt. Aș vrea să menționez în mod deosebit că faptul că relația noastră dintre țările noastre este întărită de către etnicii bulgari care locuiesc în Moldova, comunitatea bulgară construind o punte de legătură dintre statele noastre. Protejarea și promovarea identității naționale și drepturilor membrilor comunității bulgare se bucură de un sprijin deosebit a țării noastre, inclusiv în ce privește educația în limba maternă și alte domenii care, de fapt, cum am spus, încă o dată dovedesc relațiile noastre de prietenie. Sunt sigur că în pofida pandemiei și a dificultăților cu care ambele țări se confruntă la etapa actuală, aceasta ne va face mai tari, mai puternici și relațiile noastre de prietenie se vor consolida în continuare. Ajutorul umanitar acordat țării noastre de către Bulgaria este încă o dovadă a acestor relații tradiționale care în timp se vor consolida. În ceea ce ne privește, ne vom strădui în continuare să creăm toate condițiile pentru o dezvoltare cât mai vastă a cooperării dintre țările noastre, pentru a valorifica acel potențial care există într-o intensificare și aprofundare relațiilor de prietenie dintre țările noastre. Vă mulțumesc! Și încă o dată, mulțumim pentru acest ajutor. Excelență, domnule ambasador, stimate domnule secretar de stat, în aceste clipe grele pentru toate țările din regiune, eu cred că doar prin solidaritate și implicare a fiecăruia putem să depășim această provocare care ne stă în față. Din numele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aducem sincere mulțumiri și gratitudine pentru ajutorul acordat. Eu cred că este unul de folos și va fi folosit de către specialiștii noștri în lupta cu infecția COVID-19. Deci exprimăm sincere mulțumiri și din partea sistemului sănătății pentru acest lot de ajutor umanitar, la fel și din partea populației. Mulțumim încă o dată pentru tot! Mm-hmm.